Dacă Domnul ne primește rugăciunea, să ne întrebăm, primim și noi cuvântul Său? Pentru că într-o relație, și o parte și cealaltă, trebuie să emită și să recepteze. Să ne cercetăm din nou. Poate este o lecție mai sensibilă, sub titlul Împreună sau despărțiți. A fi împreună sau a fi despărțit de cineva are de-a face cu nevoi fundamentale, specifice creației. Noi oamenii dorim să fim împreună, de altfel și alte ființe create doresc să locuiască în colectivitate. Însă dat fiind faptul că în univers există două scaune de domnie, pentru că există lumină și întuneric, nu se poate locui deopotrivă și într-un mediu și în celălalt. Așadar, trebuie să fim împreună cu unii, dar în egală măsură se impune să fim despărțiți de alții. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 13, nici o slugă, și se referea la oameni, adică noi nu putem să fim independenți, suntem legați, ori de o stăpânire, ori de cealaltă, nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Și dă un exemplu, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Va veni vremea, sau altfel spus, aceasta are de a face cu o altă stare de lucruri, așa cum scrie în cartea prorocului Isaia, în capitolul 11. Acolo e ceva împreună ce acum nu se poate. 11 cu 6. Lupul să locuiască împreună cu mielul, pardosul cu iedul, vițelul, puiul de leu, vitele îngrășate, vor fi împreună și le vor mâna un copilaș. Nimeni nu-și lasă acum copilașul să păstorească toate aceste vieți viitoare împreună. Pentru că nu se poate împreună. Lupul nu poate sta cu mielul împreună. Exemplele continuă, vaca și ursoaica vor paște la un loc. O să lăsăm vaca să stea cu ursoaica atunci când se va hotărâ și ursoaica să mănânce numai iarbă. Și când leul va mânca paie ca bou, dar până atunci, leul nu poate sta împreună cu bou. Și nici copilașii noștri nu au ce căuta în preajma lor când sunt împreună. Problema se pune în primul rând în relațiile dintre noi ca oameni, în ce măsură se impune să fim despărțiți de unii, pentru că nu putem să fim despărțiți total. Nu putem pleca pe altă planetă, nici nu ne putem retrage în pustie sau la mănăstire. Există relații de căsătorie în familii mixte. Trebuie să conviețuiască. Deci este foarte relativă în anumite situații și comportă aspecte diferite o relație. Să citim, de exemplu, cuvintele scrise în Luca, capitolul 5. Aici a fost o discuție, o mustrare adusă comportamentului Domnului. De ce stă împreună cu unii? De la versetul 27 apare chemarea lui Levi, cel ce a devenit evanghelistul și apostolul Matei, și scrie de versetul 29, Levi i-a făcut un ospăț mari la el în casă și o mulțime de vame și de alt oaspe se deau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți? Și apare cuvântul nostru din temă, împreună cu vameșii și cu păcătoși. Și Domnul se explică, am venit să-i mântuiesc, să-i vindic, erau bolnavi și aveau nevoie de salvare. În Fapte, capitolul 15, problema de a fi împreună sau despărțiți a apărut între evrei și neamuri.
Și apoi, tot în Fapte 15, ca să vedeți, am amintit câteva exemple, aici chiar citesc, de la 36, scrie că după prima călătorie misionară, în care au plecat inițial Barnaba, Saul, cel ce a devenit Pavel și Marcu, n-au dus-o la bun sfârșit împreună, și scrie aici în 37, Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe acela care îi părăsise în Panfilia și nu îi soțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să se facă să se despartă unul de altul. Dar asta ce a însemnat? Că Pavel n-a avut nimic de face cu Barnaba sau că n-a avut nevoie niciodată de Ioan Marcu? Nu. De aceea vreau să fiu foarte, foarte atent să știm de fapt ce înseamnă împreună sau despărțiți în anumite situații. Am dat câteva exemple doar așa ca să aruncăm o privire de ansamblu asupra ariei de cuprindere a subiectului nostru. Să intrăm acum mai concret în subiect și să vedem în ce situații este bine să fim împreună, adică uniri recomandate. Cea mai importantă unire este în Hristos și asta se realizează prin Duhul Sfânt. Fiind același Duh, aceeași împărăție, aceeași chemare, aceeași Evanghelie, o singură credință, un singur botez, un singur trup, asta însemna că toți, în ce privește credința, trebuie să fim uniți cu Domnul, ceea ce ne conferă împreună o formă de unire. Dar mai întâi se pune problema unirii noastre cu Domnul. Știți că despărțit de Hristos înseamnă anatema, asta ar fi o sândă. Citim în Romani, capitolul 6, ca să observăm felul și momentul din care noi ne unim, bine ar fi în mod ireversibil, de Domnul. În Romani 6 apare de 4 ori cuvântul împreună, în relația Domnului cu noi. Citesc de la versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Și acum citesc de la versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fie rob ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu Hristos. Deci, ordinea ar fi următoare. Răstigniți împreună cu Hristos, morți împreună cu Hristos, îngropați împreună cu Hristos și înviați împreună cu Hristos. Să ne ajute Domnul cu adevărat să trecem prin toate aceste 4 etape, să fim și să rămânem împreună cu El. Citim și în 1 Corinteni, capitolul 1, ca și o rezultantă a acestei uniri cu Hristos, despre unirea noastră ca frățietate. 1 Corinteni 1, de la versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dar suntem chemați la aceeași părtășie? Imaginați-vă că cineva ne-a invitat cu aceeași dragoste pe toți la el acasă. Cum ar fi să ne așeze la aceeași masă și noi să nu vorbim între noi? Versetul 10. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Și fie acesta gândul Domnului. Amin? Am fost uniți în Hristos, deschideți la Efeseni, capitolul 2, evrei și neamuri, fără excepție. În Domnul Iisus, unirea este posibilă între poporul ales și oameni din toate celelalte popoare, între oameni de orice categorie socială, economică, vârstă. Aici este unirea de bază. Efeseni 2, citim de la versetul 11, pe voi care altădată erați neamuri din nașteri numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur de mâna omului, era vorba de evrei. Citim și de la versetul 16, am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. Versetul 18, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh.
Versetul 22. Și prin El, prin Domnul Iisus, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și în 4:3 scrie, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Deci toți cei ce sunt al lui Hristos ar trebui să fie în legătură unii cu alții. Amin? Altfel, se ridică întrebări îndoielnice asupra unității noastre cu Hristos, dacă nu suntem una unii cu alții. Echivalent vorbind, nimeni nu poate spune îl iubesc pe Domnul, dar nu iubesc pe fratele. Unitatea cu Hristos implică unitate în frățietate. O a doua unire care de fapt derivă de aici și este unirea practică, unirea în adunări sfinte. Cum suntem noi în această seară și nu numai adunați aici în casa Domnului. Știți că Dumnezeu pentru evrei a avut un singur locaș de închinare în toată țara. Să se păstreze unitatea națiunii. Pentru că altfel știți că au avut multe rupte fraticide. Fiecare trib avea moșia lui și adesea se băteau între ei. De parcă n-ar fi fost toți născuți din același tată. Că-i drept, mamele erau diferite. Să citim în Cartea Psalmelor despre bucuria și harul de a fi împreună în frățietate. Psalmul 34, versetul 3. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Și tot din Psalm 133, poate e cel mai expresiv text al unității adunării din Cartea Psalmilor, 133:1, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Deci cu cine se vă împreună? Cu frățietate. Doamne, dă-ne harul acesta. Știți că și îngerii când au venit pe câmpiile Betleemului și au anunțat nașterea Fiului Dumnezeu, un înger a anunțat, dar apoi împreună cu el s-au unit o mulțime de oaste cerească și lăuda pe Dumnezeu. Deci și îngerii, când este vorba de a cânta, de a sluji împreună lui Dumnezeu, cum știm și din imaginile apocaliptice, sunt împreună. Așa au fost credincioșii de la început, citim în Fapte capitolul 2, versetul 46. Și așa vrea Domnul să ne găsească până la venirea Lui. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Deci când cineva lipsește într-un mod nemotivat, se sustrage de la acest împreună frățesc. Toți împreună erau nelipsiți. Aceeași carte, capitolul 4, versetul 24. Când au auzit aceste lucruri, s-au ridicat glasul toți împreună. Este una din referințele foarte concrete a rugăciunii în comun. Au fost perioade în istoria bisericii când nu s-a dat voie să cânte toată biserica. În primele secole s-a născut acel concept greșit de cler și de laici, de cei ce slujeau și de cei slujiți. Scriptura însă ne îndeamnă să slujim împreună, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună. Și mai adăugăm Roman capitolul 10, iarăși este un cuvânt, nu, 15, versetul 6. Pentru ca toți împreună, deci nu doar împreună să se audă, să se vadă, să fie acea unitate în Duh de care vorbeam la punctul 1, pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. O a treia unitate recomandată în luptele spirituale, adică să ne unim în post, în rugăciune pentru diferite cauze sfinte. Am urmărit și am observat că în cartea Iosua apare de 10 ori expresia Iosua și tot Israelul au reportat
victorii totale împotriva cananiților. Au fost uniți în acele bătălii. Știți că au participat la ele și cele două seminții și jumătate ce își primiseră deja moștenirea la răsăritul Iordanului. Ce frumos sună când citim, repet, Iosua și tot Israelul. Să luăm exemplu. Citim și în Cartea Judecători, după ce a trecut vremea lui Iosua și au fost repartizați pe triburi. Știți că n-a rămas oarecum o conducere centralizată din punct de vedere sociopolitic, dar era o conducere centralizată religios. Exista, cum spuneam, un singur sanctuar. Scrie aici în Judecător 1 de la versetul 3 și Iuda a zis fratelui său Simeon: „Suiți împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți.” Și Simeon s-a dus cu el. Dacă v-ați uitat pe o hartă a repartiției evreilor, Iuda cu Simeon erau vecini. Și cum spune înțeleptul, un prieten aproape face mai mult decât un frate departe. Să ne ajutăm împreună. În Noul Testament citim în Romani capitolul 15 despre apostolul Pavel care cerea ajutor. Eu am fost, aș putea spune, chiar silit de Dumnezeu să învăț lecțiile astea. Atunci când am avut diferite probleme personale sau familiale, nu m-a ascultat Dumnezeu, nu mi-a rezolvat problema până n-am cerut ajutor și la alții. Și am zis: „Doamne, să nu pun eu poveri pe alții.” Dar Dumnezeu a vrut să mă învețe ca eu să cer ajutor de la alții și alții să aibă îndrăzneală și eu să fiu gata la rândul meu să ajut pe alții. O facem? Roman 15 cu 30. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. N-a fost nicio pretenție, nicio umilire a apostolului când a cerut: rugați-vă împreună cu mine, dar pentru mine, data asta am nevoie. Era vorba de o misiune ce urma să o fac. Este ceva necesar. Și în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, aș spune că este o recomandare pentru tineri. Împreună să se lupte. Împreună să slujească Domnului. Fugi de poftele tinereții și urmărește. Și astea se urmăresc în lupte spirituale. Neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Împreună victoria este mult mai mare decât individual sau separat. Și un ultim aspect la unirile recomandate, în nevoi materiale, sufletești, în boală, să ne ajutăm unii pe alții. Zice 1 Timotei 6 cu versetul 18, cu adresă către bogați: îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Și în Evrei capitolul 10 este scris nu doar pentru bogați, ci pentru întreaga frățietate, 10 de la versetul 32. Aduceți-vă aminte de zile de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă în suferințe. Pe de o parte era spus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță. Și textul continuă, evidențiind legăturile frățești în diferite situații, la nevoie. Așadar, să nu uităm, relația noastră cu Domnul Iisus Hristos ne motivează, ne încorporează în trupul Său ca să fim uniți în adunare, în nevoile spirituale sau chiar în cele materiale. Amin. Există însă și uniri rele, care nu sunt recomandate de Scriptură. Căsătorii mixte. Dumnezeu întotdeauna a fost împotriva căsătoriei unuia din poporul Său cu cineva din afara poporului lui Dumnezeu. Deși întotdeauna a fost ispita aceasta. Prima mențiune este în Genesa 6. Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau drăguțe și de atunci și până în zi de azi căsătorie după ochi frumoși. Fără să se pună
bază dacă este sau nu din poporul lui Dumnezeu. Ispita asta a păscut și familia lui Iacov când a venit din Mesopotamia. Sihem a pus ochii pe Dina. Știți ce s-a spus acolo? Scrie de două ori în Geneza 34. Vom alcătui împreună un singur popor. Dar nu era asta voia de Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la capitolul căsătoriei. O altă ispită permanentă, nu doar la începutul vieții de familist, sunt unirile în acțiuni păcătoase. Știți cum scrie în Proverbe 1? Și tinerii trebuie să știe. Fiule, dacă niște păcătoși vor zice, hai cu noi, câștigăm bani. Nu te du. Nu orice unire este acceptată de Dumnezeu. Cei ce s-au unit cu ceata lui Core, Datan și Abiram, conform numer 16, au pierit, fie înghițiți de pământ, fie arși de foc. Au stat împreună cu ei. Și Dumnezeu le-a spus acolo, a fost o observație foarte categorică, să se separe și voi reveni asupra acestui aspect. Iată și alte referințe din Evanghelie. Aici avem situația când Domnul Iisus Hristos a fost prins, condamnat, cum știți, pe nedrept, răstignit, omorât. Scrie în Matei capitolul 27, versetul 62. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat. Dar ei nu se înțelegeau. Dar la acțiune rea, au fost împreună. S-au scris în 28:12, după ce păzitorii au dat de veste că-și Domnul a înviat cu adevărat, acești s-au dus împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mult bani și le-au zis, spuneți așa, uniri în acțiuni păcătoase. Și demonii știu regula asta, că împreună victoria e mai sigură. Când un demon odată scos dintr-un om, scrie în Luca capitolul 11:26, ar vrea să revină, nu încearcă singur, împreună cu alte duhuri. Să ne amintim și de Anania și Safira, care împreună s-au sfătuit cum se facă și împreună au murit. Sau cazul din Fapte 19, ceva ce se întâmplă foarte frecvent în societate. Răscoala argintarului Dimitrie a adunat mai întâi împreună pe cei din breasla lui. Versetul 25, i-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis. Și apoi versetul 32, unii strigau una, alții altă, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți din juri știau pentru ce se adunase. Deci sunt unii care se adună chiar inconștienți. Se mobilizează la rău. Și un alt împreună la care suntem uneori ispitiți. Împreună în plăceri lumești. Zi onomastică, nu știu ce sărbători, te invită prietenii, rudeniile, să fim împreună. Ba încă unii motivează, și noi am fost la voi la adunare, la nuntă, să veniți și voi la noi. Și tot mai des aud întrebări de genul, frate, e posibil să mergem și noi la nunți lumești? Uite, unii au mers. Ba chiar se motivează participarea și la alte acțiuni mai păcătoase, pe motiv de a fi împreună și de a-i câștiga. Recomandă Biblia așa ceva? Sau vrem să pățim precum Samson la un ospăț cu prietenii? Iată ce spunea psalmistul 141:4. Nu mai abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu cei ce fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Scriptura spune foarte clar și în Noul Testament, cu astfel de oameni nu trebuie să mâncați. Pentru că la masă se creează o părtășie. Dar textul de bază este în învățătura apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetele 3 și 4.
Nu cred că cineva poate să pună la îndoială aceste cuvinte și să justifice prezența la diferite locazuri, cu localuri sau activități, cu muzică lumească, cu glume, cu vorbe păcătoase. Ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamului și a străit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se mire că nu alergați, accentuez cuvântul, că e din tema noastră, împreună cu ei, la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, nicio problemă. Când cineva ne batjocorește pentru numele Domnului, ni se adună aur în cunună. Așadar, nu împreună în căsătorii mixte, dacă sunt, sunt. Ne referim la a intra într-o asemenea căsătorie. Nu împreună la activități păcătoase, că sunt economice, cu fraudă, că sunt răutăți, chiar și numai vorbării păcătoase. Scriptura spune cu defăimătorii să nu stai la masă. Și de asemenea, nu împreună în plăceri lumești. N-au ce căuta credincioșii, de exemplu, la mare, pe plajă. Ce să fac acolo? N-au ce căuta într-un local de distracție, cum n-au ce căuta tineri într-o discotecă sau în alte locuri păcătoase. Acolo, gradul de păcătoșenie e foarte ridicat. Riscul de a te compromite este foarte mare. Și Scriptura ne învață, să vă citesc tot din Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetul 11, preaibiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți, ori asta înseamnă să stai deoparte, de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Nu se poate. După cum am spus, dar nu toți înțeleg că nu se poate împreună cu cei păcătoși pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, uitându-vă toți la aceleași fotografii și citind aceleași comentarii. Nu se poate. Dacă e o problemă de natură economică, da. Dar când se trece la plăcere, când este vorba de activitate extra necesară, aici nu mai sunt scuze. Dau și două exemple. Ce înseamnă să fim împreună? Amintiți-vă de Naomi și de Rut. Nora împreună cu soacra. Mai rar găsește astfel de fotografii, nu? Aveți poze numai dumneavoastră și soacra. Ei, poză se poate face, da. Cât de bine vă înțelegeți cu ea. Să nu fi deslipită de soacră. Da, sunt situații în care cineva se căsătorește, o fată, de exemplu, se duce noră, nu doar să fie împreună așa cu toleranță, cu o coabitare, ci efectiv să fie un suflet. La fel trebuie și ginerile cu socru și cu ceilalți. Asta nu înseamnă neapărat să stăm împreună, ci să fim împreună pentru că suntem rudenii, cu atât mai mult dacă suntem credincioși. Și alt exemplu negativ de data asta, Iosafat și casa lui Ahab, tot cuscri, tot grad de rudenii, Iosafat bun credincios, foarte bun, n-ai ce-i băga de vină, Domnul compară cu David la un moment dat, Ahab, n-ai cu cine să-l compar, că până la el n-a fost altul așa de rău. S-au încuscrit. Și vreau să observați greșelile în ce privește relația aparținului Iosafat. El s-a dus în Samaria, el a promis că se implică pe front. Cine a fost perdantul? Iosafat și casa lui. S-a distrus generația următoare, țara a fost afectată. A ajuns pe tron o femeie cu origini izabelici, Atalia. A scăpat doar un copilaș prin providența divină. Deci, chiar fiind vorba de relații de familie sau de frățietate, doar în virtutea faptului că suntem din același cult chiar, sau că suntem din același neam, suntem rudenii, ne întâlnim, dar contează ce se face acolo. Iosafat, când a venit în Ierusalim, n-a venit cu prorocii lui. Erau la masă prorocii Izabelei.
Că dacă venea Iosafat cu a lui și ăștia la alți se cărau la corturile lor, slavă Domnului. Asta e problema. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Deci dacă Cuscului, știu eu, în altă confesiune sau e mai liberal, nu mă întâlnesc cu el. Mă întâlnesc, dar voi încerca să stabilesc limitele acestei colaborări. Vrea să ne rugăm, ne rugăm. Vrea să cântăm, cântăm. Dar dacă împreună se vrea să mergem la distracții păcătoase, să vizionăm un film, îi vă spune Cuscre, eu nu sunt de acord copiii mei să participe la asta. Se vor încerca negocieri, de ce e mare problemă atât? Când aveți astfel de situații, spuneți-le la rodenii dumneavoastră, nu vreau să pățesc ca Iosafat. Nu vreau să mi se piardă neamul. Vă citesc mustrările Domnului pentru relația apropiată dintre Iosafat și Ahab. Cartea 2 Împărați, capitolul 22, versetul 48. Unu Împărați 22, cu 48. Iosafat a făcut corăbii din Tars să meargă la Ofir, să aducă aur, dar n-au adus, căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Gheber. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Dar Iosafat n-a voit. De ce n-a voit? Abia în sfârșit s-a trezit bietul de el. S-au sfărâmat corăbile. Dar de ce s-au sfărâmat? Vă citesc cartea a doua a Cronicilor, capitolul 20. De la versetul 15. După aceea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel Ahazia, cărui purtare era nelejuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care se meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Gheber, cazul despre care am citit. Atunci Elezier, fiul lui Dodava, din Mareș, a aprocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul nimicește lucrarea. Și corăbile au fost fărâmate și n-au putut să ajungă la Tarsis. Iosafat și-a dat seama și a zis, nu mai vreau să am alte investiții care să se piardă. Să trecem la partea a doua. În ce situații trebuie, putem fi despărțiți sau în ce situații nu indicat să fim despărțiți? Este indicat să fim despărțiți, cum vă spuneam, în acțiuni păcătoase. Adică atunci când cineva ne cheamă la rău, ne disociem. Și acum vă citesc din Numeri, capitolul 16. De la versetul 21. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, despărțiți-vă din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. 24. Vorbește adunării și spune-i, tot cuvinte de la Domnul, dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Că cine nu s-a dat la o parte, a murit cu ei odată. Nu se poate să participă. Domnul nu acceptă. Dumnezeu spunea chiar despre jertfele și slujbele de la Ierusalim, Isaia 1 cu 13, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Cu alte cuvinte, când Domnul nu participă la o întâlnire, noi n-avem ce căuta acolo, cum s-a scuzat un tânăr când a fost invitat. Nu mai pot să stau, că am simțit că Domnul pleacă. Să nu îndrăznim să ne ducem fără El sau să rămânem după ce El se retrage. Aici se impune separarea noastră de lume și chiar separarea de poporul Domnului dacă vor cădea în apostazie. Iată un exemplu din 2 Cronici 25. Nu putem să facem misiune oricu cine. Uneori chiar ni se impută asta că nu acceptăm anumite colaborări mai extinse. Eu obișnuiesc să spun că ecumenismul e valabil numai în jurul Ierusalimului, nu a Romei. 2 Cronici 25, de la versetul 6. Amația a mai tocmit cu plata din Israel 100.000 de vitești, mercenari. Le-a dat solda 100 de talanți de argint.
Un om al Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii lui Efraim. Și acum atenție, principiul divin. Dacă mergi cu ei, chiar dacă îi faci la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te-o face să cazi înaintea vrăjmașului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Știți, din istoria Vechiului Testament, au fost biruinții cu soldați puțini și înfrângeri cu armate imense. De ce? N-a fost prezent Domnul în tabăr. Putem face noi galerie, ca și atunci când a ajuns chivotul în tabăra lui Israel, 1 Samuel 4. Dar dacă nu vine Domnul, galeria noastră nu-i decât preambulul morții. De aceea, în vremea noastră, să nu ne bizuim doar pe cântăreți de elită, predicatori vestiți. Dacă sunt ai Domnului, da, prezența lor implică prezența Domnului și este binevenită și prezența noastră. Dacă nu sunt ai Domnului, gafăm enorm. Nu doar că nu avem succes, Dumnezeu se mânie pe noi. Doamne, păzește-ne toate acestea. Un exemplu mai dur avem în Ezra capitolul 9 și 10. După întoarcerea din robia babiloniană, cum vă spuneam că ispita asta a fost permanentă, s-au căsătorit cu femei străine. Și de aici, relații, prietenii cu popoare, cu oameni de influență, cum era Tobia, Sambalat, se încuscriseră. Și scrie în capitolul 9 din Ezra, versetul 2, haide la 1, poporul Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări. Și-au făcut rugăciunile lor. Că asta e problema. Nu știu că ne unim cu ei, că nu se ia de pe ei gripa. Gripa se ia și de pe sfinți, dacă o au. Păcatul contaminează. Nu că îi disprețuim pe oameni și ne trebuie să le explicăm. Noi nu de oameni, de fapt, ne despărțim, ci de influența demonică ce este peste ei la un moment dat. Dumnezeu pe toți oamenii a creat să fie împreună, dar dat fiind sferele de influențe spirituale, trebuie să ne separăm. Versetul 2, că și-au luat nevese din fetele lor și-au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și că căpeteniile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când a auzit Ezra, și-a sfârșit hainele, a plâns, n-a vrut să mănânce. S-a făcut consiliu național și au hotărât să vină fiecare cap de familie după un orar prestabilit și să plece apoi acasă și să facă ordine, să se despartă de acele femei și avuseseră cu ele copiii. După părerea mea, asta a fost cea mai grea despărțire care Dumnezeu a cerut-o vreodată. După ce ai avut o nevastă câțiva ani, să ai urmași, trebuiau trimise cu copii cu tot. Dar până acolo a mers Dumnezeu, pentru că a vrut să-și păstreze poporul său, avea planul său. Acum nu suntem noi poporul lui, amestecurile acestea nu duc la atâtea stări vinovate. Și tot din vremea aceea vă citesc din Neemia, capitolul 9, versetul 2, ce s-a întâmplat într-o vreme de post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele și frădelegile părinților lor, au citit, au postit și apoi s-au închinat înaintea Domnului. Deci este necesar să ne separăm de oricine nu trăiește împreună cu Domnul. Separarea aceasta e de natură spirituală. Doar mergem împreună cu ei la servici, ne rămân tot rudenii, vor să-i ajutăm, o facem, dar spiritual trebuie să spunem, ba chiar este bine pentru ei să știe că facem parte dintr-o împărăție și ei aparțin altei împărății, chemându-i la Sfânta Împărăție a Domnului. Amin? Iată și despărțiri rele. Adică în ce situații nu e bine să fim despărțiți? În căsătorie. Spune Maleahii 2 cu 16. Domnul urăște despărțirea în căsătorie. Și unii tare ușor se despart. Nu neapărat divorț în primă fază. Nu mai vorbesc, unul într-o cameră, altul în alta, unul într-o țară, altul în alta. Astea toate sunt despărțiri de un grad sau altul. Și Scriptura spune foarte clar, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 20 și
7. Ești legat de nevastă, nu căuta să fii dezlegat. Ești legată de bărbat, stai aproape. Versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. M-a zis un caz despre familie care au avut neînțelegeri, vedeți câte apar în viață, unul într-o țară, altul în alta, el a apucat cu o alta, evident, asta a implicat și abandonarea bisericii, poate a revenit după aceea, nu știu exact, și cu femeia a doua a avut copii. Dar așa s-a întâmplat cu vremea, că locuia undeva la țară și trebuia să aducă copiii la oraș, la școală, și știți unde i-a dus? La nevasta din tâi. Și ea a ajuns să îngrijească copiii cele de-a doua. Cineva a întrebat-o, dar cum poți una ca asta? Îmi suport păcatul că am acceptat să fiu despărțită și acum trebuie să fiu împreună și cu femeia asta. Nu că mai stătea soțul și cu ea. Dar era o conviețuire care implica un ajutor. Vă dați seama ce situație neplăcută acolo. A plătit un tribut greu pentru o despărțire cu care Dumnezeu nu este de acord. Că apar probleme, ispite toată lumea are. Că sunt oameni mai dificili, da. Dar despărțirea niciodată nu este o soluție. Ba încă se spune, în mod deosebit când e vorba de o despărțire intentată doar de una din părți și suportată de cealaltă, că psihologic vorbind, sufletește, e mai greu de suportat ca un deces. Pe cel mort îl știi, îi duci lor la mormânt. Dar să-l vezi pe fostul tău partener cu altcineva este mai dureros. Și o altă despărțire care nu-i recomandată de Scriptură e despărțirea în adunare pe motive neîntemeiate. Deci când e vorba de diferențe doctrinare clare, ne separăm. Să vă dau un exemplu. Fapte, capitolul 19. Pavel a mers pe ideea provăduirii în sinagogă în fiecare zi de sabat și scrie în versetul 8 că 3 luni a vorbit despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a dispărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Imaginați-vă că ne-am adunat toți aici. Eu mă amintesc că am pățit așa ceva mai în tinereți, unde eram în județul Alba, am lăsat pe frații adventiștii să se adune sâmbătă. Eu nu eram atunci în conducerea bisericii, eram tânăr. Ai noștri se adunau duminică, ei veneau duminică la noi, slujeam, noi mergeam sâmbătă la ei și ne puneau pe prima bancă. Până când unul din ai noștri a zis, băi, e mai bună metoda voastră decât a noastră. De acum o aplicăm și noi, când veniți la noi și noi o să vă punem tot pe prima bancă, dar nu după amvon. Deci când mergeam la ei în școlau, când veneau la noi, erau destul de manierați de la amvon, dar apoi în discuții particulare spuneau că Duhul Sfânt de la noi lucrare de rătăcire. Cum să mai lași împreună în asemenea situație? Imaginați-vă că noi aici unii anunțăm stăruință și alții se apucă de râs și spune, o să primească duhul rele. Se poate să stea împreună oamenii ăștia? Nu se poate. Doar pe alte motive mai mărunte, cum spune la Roman 14, că unul mănâncă carne sau altul nu mănâncă, nu socotind că asta ar fi ceva legat de jertfe, cum era în Vechiul Testament. Și socotit că unul nu mânca acolo carne, nu cumva cineva, cumva să fi trecut carnea aceea pe la vreun idol, pe la vreun templu. Era mai sensibil la cuget și spunea, eu nu mă atind de carne, știu eu prin ce mâine a trecut și mă spurc. Altul spunea, eu mă rog și mănânc liniștit. Și Pavel îi sfătuia pe aceea să stea împreună, că nu era un motiv să se despartă. Deci sunt situații minore, unde nu-i vorba de păcate în sine, spune acolo Roman 14, care nu trebuie să determine despărțirea noastră. Că unii țin sărbătorile după ritul ortodox sau că un altul ca mine nu respectă numai cina Domnului, eu îi respect pe frați. Dacă pentru ei aceea zi este ceva și eu o fac cu sinceritate, eu voi privi cu respect ziua aceea pentru frați. Și pentru faptul că ne adunăm, să ne rugăm Domnului. Și ce e rău ceva în asta? Nu e rău,
Doar și ne adunăm în altă zi, miercuri să fie. Fie frumos, nu? Aici vreau să vă dau ca exemplu pe Apostolul Pavel, care în Filipeni, capitolul 3, a tranșat foarte clar în ce situații se impune dispărțirea și în ce situații trebuie să acceptăm micile diferențe care sunt între noi și să slujim împreună, ba chiar cu toată inima. Filipeni, capitolul 3, versetul 2. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia. Deci de asemenea oameni ne ferim. Dar ascultați ce spune de la versetul 15. Gândul acesta, care gând? Să alergăm, adică să fim sinceri în a căuta pe Domnul, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm, la fel, Doamne, ajută-ne. Deci se poate. Vă spun un caz, m-am ajuns într-o biserică unde se dădea, se dădea cina Domnului cu pâine. Știți că unii citesc cum scrie în Evanghelie, ad literam, pâine frate, și-o ridică de unul o pâine din aia 2 kg, pâine scrie, pâine avem, poftim. Eu n-am luat cina Domnului niciodată cu pâine. Și am fost într-o adunare, se dădea cu pâine. Eu trebuia să predic și spun la slujitor, cum facem? Eu predic și dai cina, cum? Ce, dar și eu când vă văd pe voi că luați cina Domnului cu feliuțile alea, ce, iartă-mă dacă greșesc, dar am impresia că luați cina Domnului cu clătite. Măi, omule, azi-mă! Și dar cum să facem să ne împăcăm? Zice, uite cum. Să facem ceva să fie așa mai mare, dar fără a luat. Să semenea pâine să putem lua și noi, dar fără a luat să puteți lua și voi. Zic că ai văzut că se poate. Deci s-ar putea să fie păreri diferite, că am moștenit niște practici diferite, dar care, sincer, se înțeleg. Dar când e vorba de păcat, de împotrivire pe față, de oameni care nu vor să primească adevărul, care ne corup să ne treagă spre lume, acolo batem țărușul și spunem până aici noi și de aici voi. Doamne, dă-ne pricepere, amin. Știți că Petru a avut probleme până l-au acceptat cu neamurile. Le-a explicat și îmi place textul din Fapte, capitolul 11, deci oamenii călăuziți de Domnul, amintiți-vă de unde a plecat lecția noastră în seara asta, de la unirea Duhului. Când de același Duh, nu se poate să nu te înțelegi, chiar dacă n-am ajuns tot la aceeași înțelegere. Dar când sunt duhuri diferite, aici e mare problemă. Domnul să lase Duh de descoperire, lumină din cuvânt, ca să știm ce e de făcut. Fapte 11, de la versetul 17. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine am eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu, zice Petru. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci, cuvântul ăsta deci a fost concluzia lor, acceptarea, și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Mi-amintesc că au spus niște frați, pare mi se, din Ucraina, că unul a ajuns cu piciorul tăiat, dar nu doar atât, dar a suferit foarte mult. L-a tăiat trenul sau nu știu ce accident. Și a zis, Doamne, de ce m-ai îngăduit la asta? Și s-a spus, pentru că ai luptat pentru despărțirea bisericii și Dumnezeu ți-a tăiat trupul ca să știi ce a simțit Dumnezeu când cineva a tăiat o bucată din trupul lui. De aceea să fim foarte atenți. Cu diavolul nu ne îmbrățișăm, dar din trupul Domnului nu tăiem niciun deget. Doamne, ajută-ne, amin. Să încheiem, mai amintind doar întreagăt și situația dintre Avram și Lot, adică se poate întâmpla să ne despărțim, am avut o firmă împreună, vedem că nu suntem convergenți, de exemplu, unor le place să scoală la ora 5, alții 4 ore mai târziu și nu prea merge mult firma asta împreună, mai cu seama dacă ar fi ceva în domeniul agricol, nu? Și atunci am zice, auzi, punem hotarul pe aici și tu poți să semeni sfeclă, eu porumb, ne întâlnim, mergem de sară la adunare, a ne despărți din punct de vedere economic sau din punct de vedere familial, a ne muta într-o parte sau alta, asta nu înseamnă că s-a pierdut unitatea. Dacă unii ca Lot se separă pe baza asta și spiritual, că s-a cam îndepărtat de Avram, asta e vinovăția lor, dar rezultă din textul din Genesa, că Avram nu l-a
îndepărtat pe Lot. De aia s-a luptat pentru el. Trist este că Lot, când a ajuns la nevoie, a mers într-o peșteră în loc să meargă la unchiul Avram, prin care a avut multe beneficii. Așadar, să concluzionăm că trebuie să fim uniți în tot ceea ce place Domnului și despărțiți de păcătoși în tot ceea ce ține de lume și de lucrurile rele. Amin? Citesc pentru aceasta din Neemia, capitolul 10. Aici am găsit un text care prinde ambele aspecte în evidență. 10 cu 28. Cealaltă parte a poporului și enumeră pe toți, versetul 29, s-au unit cu frații lor mai cu vază, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu. Și acum versetul 30. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după poporul țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zile de sărbătoare, să lăsăm nelucrat pământul și să nu cerem plata niciunei datorii. Deci iată cum în același angajament, și să-l numim comunicat către națiune, s-a stipulat cu cine vor fi uniți, în ce scopuri și de cine vor fi despărțiți și în ce aspecte nu se vor asocia nici din punct de vedere economic cu cei ce încălcau orarul sfânt. Și un text foarte clar este Noul Testament, eu l-amintesc doar întreagăt, 2 Corinteni 6, un text care nu mai lasă în urmă dubii. De la versetul 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cine credincioși. Și textul continuă. Și apoi spune de la versetul 17, ieșiți din mijlocul lor, asta înseamnă foarte clar ceea ce scrie aici, și despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți necurați și vă voi primi. Deci, unitatea cu Domnul presupune, din oficiu, separare de lume. Și o ultimă mențiune, truda asta de a avea grijă să nu ne atingem de cei necurați. Lupta asta pentru a fi uniți cu unii și despărțiți de alții și nu e ușor. Asta se termină odată cu istoria acestui pământ. O unire și respectiv o despărțire eternă se va realiza la trecerea în veacul viitor. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să fim împreună cu acei cu care vom rămâne în veșnicie împreună. Și trebuie să fim despărțiți, cel puțin din punct de vedere spiritual, cu cei ce în veșnicie nu vom fi împreună cu ei. Deodată e în aceeași sarină și grâu și neghină, dar pentru vecii vecilor va fi așa? Nu. La urmă, și este cine se facă despărțirea, sunt îngeri care se ocupă cu trierea. Tot acolo avem și pilda cu năvodul, prinde tot felul de pești. Dar la urmă se vor separa. Apoi în Matei 25 avem pilda cu oile și cu caprele, la dreapta și la stânga. Și să ne ajute Domnul să fim, cum zice Nunte sau în Cen 4 cu 17, totdeauna cu Domnul. Aici și apoi pentru eternitate într-un mod liber. Când cetatea de sus nu se va mai pune problema să nu te unești întru totul cu cineva, nu cumva să te provoace la păcat. Acolo în cetate nu intră numai oameni selecți, cu care vom putea să avem părtășie totală. Ne vom bucura de prezența Domnului, a îngerilor aleși și a tuturor sfinților ce vor ajunge acolo. Fericirea raiului, dragii mei, va fi dată de părtășie, de acest cuvânt la modul absolut împreună. Dumnezeu vrea aceasta. Simțurile Lui, dragostea Lui va cere aceasta. Și noua natură ce vom dobândi ne va da harul să trăim într-o destindere totală și într-o bucurie desăvârșită. Doamne, ajută-ne aici să înțelegem cu cine împreună, cu cine despărțiți, ca să ajungem acolo veșnic împreună. Amin.